Să vă arăt o chestie stranie. Dacă intrați pe market și dați search la jucătorii după program, știți bine că atunci când dai search după program, dai search după eventurile care au fost respectiv în joc. Vedeți, le avem pe toate acelea, de la începutul acestei versiuni și până la final. Aici, ultima chestie pe care o avem nu este Toti, ci este Lantern Festival 2023. A mai fost un astfel de event și că în varianta actuală al jocului, vedeți aici avem Lantern Festival și dacă dăm search erau jucători de încă mici în OVR 93, abia la început, nu chiar la început, dar mai spre început de joc, da, versiunii actuale de joc, să spunem, la începutul acestei versiuni, am avut aceste carduri minunate pe aici. Acest eveniment este legat cu ceva iarăși festival, care la fel se numește Lantern Festival din China, nu știu sigur care e faza cu această sărbătoare la ei, Dumnezeu cu mila, dar acum aici avem Lantern Festival 2023 și dacă dăm search după această programă, apare Ciuciu, nimica. Acest nou event trebuia să se bage încă de joi, odată cu acești noi Prime Icon de la Team of the Year, la secțiunea asta cu Prime Icon respectiv, acești trei Cryf, Gulit și Cafu, și deja și cu jucătorii de la Heroes Journey. Dar nu s-au băgat, nu înțeleg de ce la ora 9 aceste carduri nu s-au băgat pe joc nicăieri. Nici ca un event separat, nici ca vreun event pe store. În schimb, atunci joi noi am făcut live, puteți să mergeți să vedeți live-ul respectiv și cardurile respective, când dădeam search pe market după programa dată Lantern Festival, ne le arătau cel puțin pe joc, am putut să ne uităm și peste stats-urile lor și așa mai departe, dar acum cumva efectiv au dispărut și nu știu ce se va întâmpla, o să bage totuși eventul ăsta înapoi, să spunem că înapoi, adică nici nu s-a băgat. Au băgat doar cardurile așa să le putem vedea pentru ceva vreme și după gata. Habar nu am, dar în schimb cardurile date putem să le vedem pe site-ul ăla, știți de v-am mai zis de el, FIFA Renders. Dacă vedeți aici, avem la fel o secțiune cu latest programs, ultimele eventuri, la fel ca și pe market când am search acolo pe joc și avem toate cardurile pe care le-am avut și acolo pe market, am zis, le-am văzut atunci joi înainte de reset. Astea sunt cică toate care ar trebui să se bage la eventul respectiv, Lantern Festival. Nu avem OVR-uri copleșitoare, gen cred că doar primii 3 ne-ar interesa, mai degrabă chiar primii 2 doar, dar hai să ne uităm puțin peste stats-urile lor, vedem de la acest Saiz de la Maroc, Central Back nu arată senzațional și chestia ciudată e că nu arată pe FIFA Renders ce skill boost au jucătorii, sau poate arată undeva și sunt eu prostan și nu pot să... Skill boost tackling, ce prost sunt. Uite bă că l-arată primul. Îl arăta dintotdeauna acolo primul la secțiunea asta, tackling? Sau, habar nu am. Deci are skill boost bun. Totuși, acest Saiz, mai departe destul de înalt, aproape 1,90 m, medium high. Nu prea are pace deloc. Accelerație 99, sprint speed 108. Știm noi care e schema la fundașii centrali, că de obicei nu au astfel de stats-uri bune pe acolo, dar still... Măcar un 110 pace-ul ăla să fie pe acolo, nu știu, ar fi mai ok. La defending clar are sets-uri absolut insane, 140 plus la tot ce ține de defending și acolo deja la physical, sets-uri bune. Deci overall sets-urile pentru fundaș care sunt bune le are ok acest Saiz, dar pace-ul ăla nu prea îmi place și skill boost-ul este bun. Dar oricum are 107 decât și nu prea personal, nu mă ajută cu nimica. Nici măcar pe contul de Road to Glory. Mai departe, al doilea, cel mai bun, este acest Shaganoglu din Turcia, dacă nu mă înșel, de 108 OVR. Are long passing ca skill boost, ceea ce la fel este bine pentru CM. Relativ, nu cred că e cel mai bun. Și la CM și la CDM cred că era Vision, sau nu? Nu mai știu. Dar știu că era ok, parcă și long passing. Agility acolo, chestii ce ține balance, are ok, defending 106 overall-ul la toate alea. Pe pase stă super bine, viteză mai puțin. Deci nu-ți arată, are 4 la skill moves, ceea ce e bine, 4 la weak foot. Not bad, not bad, not bad, not bad. Dar tot, nu este vreo stea căzută de pe cer săracul. Tot mai curând, dacă am luat să comparăm acest card de 108 CM, să zicem că ar fi echivalentul unui Modric Team of the Tournament de 108, pe care tot l-am recomandat deseori pe live-urile, știți, când făceam review-uri la echipe, ziceam că e destul de bun acel card al lui Modric pe poziție de CM, Team of the Tournament, și vreau să-i comparăm pe ăștia doi, să vedem. I-am comparat pe ăștia doi cu skill boost-ul upgradat la maxim și cu levelul respectiv la training la fel maxim, ci că overall ar fi mai bun Modric, dar dacă ne uităm detaliat pe anumite stats,
Uite, la nivel de passing e mai bunicel ăsta Çalhanoğlu. La nivel de, uite, reactions, ball control, dribbling, e puțin mai bunicel iarăși Çalhanoğlu. Dar mai departe, ce ține și de partea de defending, pe care trebuie să o facă un dăsta, un CM, trebuie să fie bun cât de cât și pe apărare și pe atac, în mare parte e mai bun Modric la capitolul ăsta, probabil și din contul faptului că are skill boost-ul Vision. Da, oricum, echilibrată. Credeam că ar fi mult mai bun Modric decât acest Çalhanoğlu, dar nu prea este cazul. Deci e un card destul de bunicel Çalhanoğlu ăsta. Iar cel mai bun card ar fi ăsta de 109 al lui Mahrez pe poziție de right winger. Și ceea ce este bine este că i-au dat poziția de right winger, pentru că nu prea sunt atât de multe opțiuni de-asta super OP pe poziția respectivă. Are skill boost-ul cel mai bun probabil pentru un de-asta atacant lateral, un winger, agility, 4 la weak foot, 5 la skill moves, decent. Și 133 acolo la pace, shooting. Arată super bine cardul ăsta. Mai amintesc că ne uitasem detaliat în detaliu la el și pe live, atunci când am zis erau cardurile și pe market, pe joc, cel puțin ca să le vezi. Mi-am amintesc că spuneam, chiar arată super bine acest card. Super bine. Vreau acum să merg pe market să văd ce alte carduri mai erau pe poziție de right winger, pentru că știu că nu era concurență super mare pe poziția respectivă față de poziția de left winger. Și sunt curios să... cum va fi situația pe market cu acest card, când se va băga probabil, presupun, înapoi totuși în joc, I don't know. Deci pe poziția de right winger, în categoria de 109 overall, avem decât pe acest Luis Figo, care evident arată, trebuie să arate super bine. La fel are agility 5 cu 5, probabil să fie mai bunicel decât Çalhanoğlu, dar nu e sigur de fapt. No, nici nu vreau să stau să-i compar acum și pe ei, dar... cam tot pe acolo sunt, ăsta este la 70 ceva de milioane, probabil Çalhanoğlu, dacă s-ar băga, ar fi o concurență mare pentru Figo pe poziția respectivă și probabil va fi și mai ieftin decât acest Luis Figo, nu știu, presupun, așa am dat din pod și da, probabil să aibă o situație pe market destul de decentă, să-l cumpere lumea, să-l vândă și posibil să nu pice situația, să fie prea curând la 999 plus bucăți, să fie imposibil să-l vinzi dacă cumva cineva va face rost de cardul respectiv. Dar acum vedem ce și cum se va băga. Eu până la urmă cred că acest eveniment nu o să-l bage ca o secțiune ceva aparte acolo. Ați văzut că nici nu sunt foarte multe carduri. Cel mai probabil o să-l bage ca ăla de-a fost Lunar New Year sau ceva, de-a va Benzema un card interesant la timpul respectiv, acum câteva luni, nu mai știu. O să-l bage ca un event aici pe store, cel mai probabil. Din ce leak-uri mai văzusem și eu cu acest event, și că anume așa ar trebui să se bage ca un event aici pe store, dar nu înțeleg de ce nu l-au băgat, și că trebuiau să-l bage acum joi. Habar nu am, vedem ce și cum și când se va băga. A, și legat de Team of the Week, am vrut să zic, nu s-a băgat Haaland, ciudățel, la Team of the Week-ul actual. Știți că a avut meciul ăla contra Leipzig-ului, a dat 5 goluri insane și ar fi trebuit probabil să primească el aici card de 104, ăsta maxim aici în OVR, dar dacă nu l-a primit, cred că totuși o să primească, doar că săptămâna viitoare, mă gândesc. Că ar trebui să se dea card pentru reușita pe care a avut-o. Card din acesta Team of the Week, vedem, am zis aici, mai joc din când în când, mai folosesc tichetele alea, ci că dacă ai vreo 120 și ceva de mii de puncte din astea, ulterior poți să iei garantat, să spunem, jucătorul ăsta de 104 maxim over, și am zis să strâng punctele respective și când vine aici, vine un jucător cu nume insane, cum ar fi și acel Haaland, dar până la el nu cred că reușesc să strâng atâtea puncte și să le iau instant, poate se vinde pe market și fac iarăși ceva coins acolo pe seama lui. Atât am avut să vă zic în acest clip, nu uitați de like, subscribe, toate cele, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!